avem deosebită onoare să-l avem alături pe domnul general 4 stele NATO, Silviu Predoiu. Cred că merită și toate aplauzele noastre. Nu am ales întâmplător această primă temă cu care deschidem festivalul nostru cultural. O temă care ne afectează atât direct cât și indirect activitatea culturală în general. Direct prin faptul că, din păcate, cunoaștem foarte multe exemple de cariere artistice plădite, pot spune, cu toată asumarea, de la zero pe fake news. Indirect prin situații ca cea prin care trecem de 2 ani de zile, situație care s-a agravat din punctul nostru de vedere și ceea ce ne afectează pe noi în mod direct bazate pe informații false. Întâlnim adesea chiar decidenți în domeniul respectiv care au citit în presă, între ghilimele, toate activitățile culturale s-au suspendat. Au luat titlul de bun, nu au mai citit nici măcar articolul respectiv, să nu mai zic de lege. Un fenomen, un subiect, care din punctul meu de vedere are un singur termen ca rezumat. Și am curajul să spun că acest termen e educația sau, mai trist spus, lipsa ei. Și mă refer la educație, fake news, mă refer la educație artistică, la educație juridică, vorbeam chiar mai devreme termeni pe care nu i-am auzit, sincer, niciodată în educația mea de până în prezent, pentru că nimeni nu s-a gândit să ne ofere, și mai ales educație estetică, pentru că frumosul se educă. Vă mulțumesc frumos! Scena îi aparține domnului general, dar nu înainte, de a profita de ocazia că se află la Alba Iulia, cu câteva zile înainte de Ziua Națională a României. Și îmi permit să-i ofer cu mult drag un cadou din partea județului Alba. Este Sfântul Andrei, apostolul ocrotitor al românilor, pe care o să-l celebrăm în 30 noiembrie, cu toate mulțumirile și cu tot respectul. Eu vă mulțumesc. Eu am deocamdată pentru ce să vă mulțumesc și nu numai pentru asta, ci și pentru invitație. Rămâne de văzut dacă la sfârșit dumneavoastră veți avea pentru ce să mulțumiți. Bine. Sper să nu vă dezamăgesc prea tare. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă am plecat acum, am plecat fiecare cu mulțumiri și ar fi foarte bine. Vă mulțumesc și vă mulțumesc în primul rând pentru că sunteți atât de generoși încât ați hotărât să împărțiți timpul cu noi, cu mine, cu organizatorii acestui festival. Este de apreciat în aceste timpuri, generozitatea dumneavoastră merită răsplătită, sper să fiu în măsură. Așa că haideți să vedem ce vă pot spune despre acest subiect. Vorbeam, spunea și domnul Alexandru, niciodată nu simțim mai puternică nevoia de informație decât atunci când avem sentimentul, mă rog, ok? Niciodată nu simțim mai puternică nevoia de informație decât atunci când avem sentimentul că viața noastră sau a celor dragi nouă este pus în pericol. Că modul nostru de viață este amenințat. Că modul de a genera și întreține relații este amenințat. Atunci când, așa cum se întâmplă astăzi, suntem puși în funcția de a calcula distanța socială sigură până la interlocutor, de a ne calcula deplasările funcție de ceas, de ora de intrare în casă, de restricții și așa mai departe. Niciodată nu suntem mai avizi de informație decât atunci când suntem în criză. De ce? Pentru că, practic, informația este cea care ne ajută să ne definim realitatea.
În baza informației cunoaștem și definim persoanele din jurul nostru, situațiile din jurul nostru. În baza informației luăm deciziile. Dacă acestea sunt greșite, impactul lor poate să plece de la poate o simplă grimasă de nemulțumire până la acte de o gravitate foarte mare. De aceea poate, mai ales în momentele în care autoritățile, cei pe care i-am desemnat să ne păzească, să ne călăuzească destinele, nu sunt suficient de abile și de pricepute în a comunica, în a ne oferi informația așa cum o avem noi nevoie de ea, așa cum o simțim ca necesară, în forme accesibile tuturor, începem să căutăm informația în orice altă parte. Și ca urmare, tot niciodată, voi spune, mai mult decât în perioadele de criză, suntem asaltați de informații false. Informația falsă care de multe ori vine în forme aparent mult mai documentate decât informația autorităților. Autoritățile comunică, în anumite situații poate justificat, într-un mod ezitant, reținut, cu anumită rezervă pentru că nu știu ce va urma. Autorii informațiilor false sunt foarte hotărâți. Sunt agresivi, sunt pricepuți, sunt de multe ori artistici în modul de exprimare și, ca urmare, extrem de convingători, dându-ne senzația că nu mai este nevoie să verificăm ceea ce ne spun. De ce fugim după informații în asemenea momente? Pentru că informația ne dă sentimentul de control, de control asupra soartei noastre. Iar controlul înseamnă putere. Deci informația în final se transformă în putere prin sentimentul de control pe care ne-l dă, ne dă puterea de a ne controla din nou destinele, de a lua decizii pentru noi și pentru cei apropiați nouă. Ce facem însă atunci când informația falsă vine peste noi mult mai puternic decât informația adevărată? O să fac câteva trimiteri la câteva situații, mai mult sau mai puțin recente. Un titlu dintr-un ziar foarte cunoscut, online în prezent. Îl citez, este un exemplu concret. Traian Băsescu anunță unirea cu Republica Moldova. Acesta este titlul, scris cu albine, pe prima pagină, cu roșu, caractere mari, de tot. Cauți articolul în pagina 2. Articolul spune, Traian Băsescu, europarlamentar, ne spune că unirea cu Republica Moldova va avea loc atunci când se vor întruni condițiile necesare. Punct. Câți au dat pagina pe o publicație virtuală? Câți au mers să caute și articolul? Și câți au rămas în memorie cu acea declarație? Minciună? Informație falsă? Dezinformare? Haideți să luăm un alt exemplu. Un site de știri foarte cunoscut, unul dintre cele mai accesate din România. În primele zile ale guvernului Orban 1, că deja acum le luăm pe număr, acoperea prima ordonanță de urgență a guvernului Orban. Ordonanță care lua o serie de măsuri organizatorice la nivelul formulei guvernamentale. Și a anunțat, printre altele, tot așa, cu un titlu scris mare, se înființează departamentul pentru relația cu Basarabia, condus de un secretar de stat, aflat în subordinea directă a primului ministru. Site-ul reproducea și fotocopia numărului din monitor oficial în care era publicată ordonanța de urgență. În mod suspect, din fotografia respectivă, aparent completă, lipsea decupat, pur și simplu, un singur paragraf, cel care se referea la acest departament pentru relația cu Basarabia. Am căutat în monitor și am găsit pe site. Așa era, se înființase departamentul. Așa era, era condus de un secretar de stat. Așa era. Era sub ordinea primului ministru. Nu era așa, nu se numea așa. Se numea Departamentul pentru Relații cu Republica Moldova.
Dumneavoastră sesizați diferența dintre un departament pentru relația cu Basarabia și un departament pentru relația cu Republica Moldova? Sesizăm caracterul revendicativ, afectiv, puternic, emoțional atunci când spui departamentul pentru relații cu Basarabia și atunci când spui departamentul pentru relații cu Republica Moldova? Putem să avem un departament pentru relații cu Republica Afganistan, unul pentru Republica Islamică Iran sau așa mai departe. E cu totul altceva. Minciună? Informație falsă? Dezinformare? Premeditare? Sunt tentat să întreb, având în vedere că era decupat din fotocopia prezentată exact acest paragraf. Nu trebuie neapărat să mergem în presă ca să găsim asemenea exemple. Oricare dintre dumneavoastră vă puteți imagina o situație în care ziua unui coleg vine la servici, vă servește cu o prăjitură și spune, e pregătită de soția mea. Parcă n-are suficient zahăr, parcă are cam multă esență de România, o să-i spuneți asta? Sau o să spuneți, băi, e foarte bună, felicit-o pe doamna și să mai aduci. E ziua lui, probabil că veți merge către această variantă. Minciună, informație falsă, dezinformare? Un caz real, unul dintre cei mai cunoscuți bloggeri din România. Publică, pune pe blog, afirmația, vaccinul ROR este responsabil pentru autism. Date științifice dovedesc că băieții sunt mult mai sensibili decât fetele la efectul de autism al vaccinului. Bloggerul nu are niciun fel de pregătire medicală. Nu există nicio cercetare care să dovedească acest lucru. Minciună, dezinformare, eroare? Un alt exemplu, ultimul deocamdată. Ideea încălzirii globale a fost inventată de chinezi, pentru chinezi, ca să compromită competitivitatea forței de muncă americane. E o afirmație ce aparține unui președinte al Statelor Unite. Dezinformare, informare falsă. Ceea ce pentru unii poate să fie o simplă afirmație, pentru cei mai mulți este o informație. Cum o preiau și cu ce efecte ulterioare? Care este minciuna și care este informația falsă? Unde se termină una și unde începe cealaltă? Există o diferență reală între minciună și informație falsă? Este foarte greu de spus. Nu veți găsi nicăieri un răspuns clar, afirmativ sau negativ, cu da sau cu nu. Întotdeauna răspunsurile pe care le veți găsi sunt nuanțate, depinzând foarte mult de intenția celui care promovează deformarea adevărului, precum și de percepția receptorului. Câteodată te întreb ce s-a întâmplat cu minciuna. Am început să folosim chiar și termenul mult mai rar decât îl foloseam anterior. A dispărut, a evoluat, s-a transformat în fake news. În ce condiții s-a transformat ea în fake news? Sunt convins că sunt foarte mulți din cei tineri în special care sunt convinși că fake news este un fenomen recent. Și dacă nu chiar inventat, măcar redescoperit de Donald Trump. Pentru că odată cu el a reintrat în circulație puternic. Pentru cei care nu știu, mi se pare interesant. Se fac tot felul de statistici, după cum știți, în lume. O statistică din 2017 care viza cuvântul, termenul care a cunoscut cea mai explozivă creștere în utilizare, a arătat că acesta a fost fake news. Deci, în 2017, față de 2016, fake news a fost folosit de 365 de ori mai mult în mass media, ca termen. E bine, fake news-ul nu a fost nici inventat și nici redescoperit, așa cum am putea crede, de Donald Trump. El doar a adus acest termen în actualitate. Fake news-ul este
o poveste veche și a început de mult. Primele mențiuni ale fake news-ului, ce se pot regăsi, visează, ce am găsit eu, visează anul 1274 înaintea erei noastre, când un faraon egiptean, Ramses al II-lea, s-a confruntat cu războinici hitiți, a fost învins și a fost aruncat după câmpul de luptă, dar pentru a-și proteja imaginea în fața istoriei și a nemuririi, a dispus scribilor și sculptorilor să prezinte confruntarea ca o mare victorie. Și ea așa a rămas pentru foarte multă vreme, până s-au găsit alte surse alternative care ne-au arătat că nu era așa. Pe atunci, scribii și sculptorii erau mass media acelor vremuri. Deci el a cerut mass mediei timpului să falsifice rezultatul istoriei și să promoveze, ca faraon avea întreaga autoritate. Câteodată am dat că nu au dispărut au faraonii din viața politică, doar că nu le mai spunem faraon și câteodată îi alegem din când în când, dar există și s-au păstrat și păcatele. Au fost în continuare în Roma, în timpul celui de-al doilea triumvirat, Octavian a găsit întâmplător un document pe care l-a atribuit lui Marc Antonius, care era aparent testamentul acestuia. În realitate a fost un fake news. Testamentul lui în care Marc Antoniu ar fi lăsat proprietatea lui copiilor pe care avea cu Cleopatra, regina Egiptului. Ceea ce l-a compromis total pe Marc Antoniu în Roma. Pentru că la momentul respectiv curentul antirăsăritean în rândul populației romane era extrem de puternic. Asta arată și un studiu al așteptărilor populației în geneza fake news. Și istoricul fake news-urilor poate continua pentru de-a lungul întregii istorii. Deci este departe de a fi un fenomen nou. În înțelesul publicului larg, fake news înseamnă o informație falsă. Falsă în totalitate sau parțial, deci aparent ne referim la o minciună. Dacă am dori să căutăm câtuși de cât o diferență de nuanță între minciună și fake news, v-aș propune această abordare. Cel care minte, minciunosul, este acela care încearcă să ne convingă că o afirmație despre care el știe sigur că este opusă adevărului, este reală. Și ni se adresează cu insistență, evident, într-un interes, de regulă personal. Dar el știe exact care este realitatea. Spre deosebire de mincinos, manipulatorul, cel care generează informația falsă, chiar dacă știe care e realitatea, nu este interesat. El nu este interesat nici cât negrul sub unghie, despre cum arată realitatea, într-adevăr. Interesul lui este să-și atingă un obiectiv. Iar pentru că a atinge acest obiectiv, nu are o problemă în a folosi un amestec, un melanj periculos între adevăr și minciună. Și așa cum veți vedea că voi încerca să trec în revistă informația falsă, toată aceasta, în mod paradoxal, poate să conțină cea mai mare parte adevărului. De fapt, informația falsă, fake news, în literatura de specialitate, este împărțită în trei categorii. Acestea sunt dezinformare, informație eronată și informare cu rea intenție. Dezinformarea, așa cum îi spune numele, este acea informație care, falsă fiind, este promovată de manipulator în scopul apărării sau promovării unui interes, indiferent de natura acestuia, că e politică, e comercial, de orice altă natură. Dar este o informație falsă, complet falsă. Și atunci o să vă întrebați, informația eronată nu-i tot aia? Când veți întâlni termenul de informație eronată, misinformation, asta
vorbește nu atât despre conținut, da, informația este în continuare greșită. Vorbește despre cel care a emis-o. Nu a făcut-o neapărat premeditat. Că s-a întâmplat din eroare, din lipsă de timp pentru verificare, din lipsă de calificare, în sensul că a abordat un domeniu care nu este familiar. Deci, informația eronată și dezinformarea, practic, sunt același lucru ca formă. Diferența dintre ele este făcută de intenția aflată în spate. Ultima categorie, cea care poate să surprindă, dar este inclusă la ideea de dezinformare, de informare falsă, este informația cu rea intenție. Informația cu rea intenție este de cel mai multe ori reală. Complet sau aproape complet reală. Se spune că este informație cu rea intenție pentru că este oferită fără a fi cerută. Este oferită fie pentru a compromite pe cineva, fie pentru a schimba atenția de la o situație sau evoluție oarecare. În această categorie puteți regăsi informări de genul celor referitoare la orientarea sexuală a cuiva. Poate unul lua să-și amintesc, la un moment dat a venit în România un artist, un mare cântăreț, cu câteva zile înainte a apărut informație despre orientarea lui sexuală. Toată dezbaterea în jurul performanței sale artistice a devenit irelevantă în raport cu preocuparea tuturor pentru orientarea lui sexuală. Tot în această categorie se regăsesc informații despre starea sănătății cuiva, care fără a fi solicitate sunt publicate, fișe medicale, tratamente, medicamente și așa mai departe. Acestea se regăsesc în categoria de informații false, așa cum sunt ele definite astăzi. Ca forme de prezentare, cum vedem informația falsă? Informația falsă poate să apară ca satiră și parodie. Și cineva ar putea să zice din sprâncene, stați puțin, cum adică, acestea sunt forme de exprimare literară, nu sunt informații false. În condiții normale așa este. Toată lumea știa când Arghezi sau Caragiale sau altcineva făceau un pamflet. În ziua de astăzi, din păcate, tot mai mulți sunt tot mai superficiali. Sunt tot mai puțin interesați în a căuta să înțeleagă ce citesc și sunt tot mai tentați să preia elemente de satiră sau de parodie ca fiind realități. Un exemplu din afară, că așa ne place să ne referim la exterior, dar o să găsim și în interior, clasic deja, este în 2016 pe un site american, WTOE5news.com, e un site de umor, asumat ca un site de umor, care are, avea, că acum a dispărut, precizează clar pe prima pagină, precizează clar, este un site de știri fanteziste și de umor. A publicat o știre, în glumă, în care spunea că Papa Francisc a binecuvântat candidatura lui Donald Trump la președinția Statelor Unite în acel an. Știrea a avut peste 1 milion de distribuiri și a contribuit major la creșterea popularității președintelui. Foarte puțini au fost cei care au preluat altfel decât ca o știre reală. Foarte mulți au uitat că este un site de știri fanteziste și umor. Ca să ne întoarcem și pe meleagurile noastre, vă aduc aminte de parodiile, de pamfletele răposatului Corneliu Vadim Tudor în revista lui. În cele mai multe din pamfletele sale era vorba de un președinte care sare gardul Cotrocenului noaptea. Și spunea, această informație am primit-o de la ofițerii patrioți din SRI, SPP, STS, nu știu cum lipsea SIE de acolo, chiar m-a supărat treaba asta câteodată, dar mai bine că a lipsit. Problema era nu ce scria răposatul Vadim Tudor, că el spunea la sfârșit, este un pamflet. Problema era că erau foarte mulți concetățeni de-ai noștri care chiar credeau că șeful statului, la sfârșitul programului, ia la fugă pe grădină, ghemuit între trupele de trandafiri, opărind camerele de luat vederi și barierele de protecție, punctele de bază, ca să sară gardul Palatului Cotroceni,
aterizând undeva în stradă, poate în spatele cuiva, pentru a reveni pe același traseu înspre dimineață. De asta satira și parodia au început să fie incluse, nu datorită faptului că ele sunt altceva, ci pentru că noi, din păcate, suntem tot mai superficiați de tentați să le preluăm ca atare. O altă modalitate în care întâlnim informația falsă, fake news-ul, este cea sub forma de corelări false. Corelarea falsă este atunci când titlurile sau imaginile unor articole nu sunt susținute de conținutul acestora. Vorbeam mai devreme de exemplul cu președintele Băsescu anunță unirea cu Republica Moldova, ca să aflăm după aia că anunță unirea atunci când vor fi condițiile. Similar, țineți minte situația aceea nefericită cu Caracalul și un titlu mare din ziar. S-a descoperit camera secretă de sub bucătăria criminalului. Câți dintre dumneavoastră la țară aveți o cameră secretă sub bucătăria dumneavoastră, dar îi spuneți pivniță, nu cameră secretă. Și totuși, acolo s-a generat o isterie. Aproape că ți era frică să spui, deși în mediul rural mai toate pivnițele sunt pe sub bucătărie. Ca ai o pivniță, ca nu cumva să întrebai, te duci în camera secretă să aduci borcană de murături, pentru că acesta era titlul. O altă formă în care sunt promovate știrile false este nu contextul, ci conținutul înșelător. Atunci când constatăm folosirea premeditată a unor informații corecte, fie printr-un încheierea fotografiilor, fie prin prelarea selectivă a informației din ele. Cazul cel mai cunoscut în această categorie și prezentat la cursuri de jurnalism și așa mai departe, este cel al unei fotografii apărute în 1992 dintr-un lagăr sârbesc, așa a fost prezentată, de la Târnopole, în timpul conflictului din fosta Iugoslavie. Era o fotografie pe care o regăsiți pe net, pe internet, o fotografie a unui tânăr extrem de slab, care ne aducea în minte lagărele germane de concentrare. Numai pielea și osul, agățat de un gard de sârmă ghimpată, înconjurat de foarte multe alte persoane. Dar fotografia era centrată pe acest tânăr, aproape dezbrăcat, numai pielea și osul. Și se spunea, iată cum sunt ținuți bosniacii sârbi, musulmani, în lagărul de la Târnopole. Au trecut 10 ani până când televiziunea germană a prezentat adevărul despre acest documentar la timp respectiv făcut de BBC. Da, era un tânăr slab, era agățat de sârmă ghimpată, dar tânărul nu era musulman sârb, era sârb, îl chema Ali Filip. Era slab pentru că suferea de 10 ani de tuberculoză, era în tratament și nu era în spatele unui gard, era în fața unui gard. Singurul aflat în spatele unui gard era fotograful, care se afla într-un centru de distribuire a alimentelor din acel lagăr. Lagărul nu avea garduri. Era un loc unde intrau cei care erau fuseseră obligați să-și părăsească locuința. Iar gardul de sârmă ghimpată era cel care proteja centrul de distribuire a ajutoarelor. Fotograful a fost în interiorul gardului. El era singurul blocat înăuntru. Ceilalți erau cei care se uitau cu curiozitate, printre care și acest Fikret Alik, la fotografii străine. Este un exemplu foarte cunoscut și predat de formă de intoxicare, de dezinformare prin conținut înșelător. O altă formă reprezintă contextul falsificat, falsificarea contextului, ceea ce este atunci când folosim fotografii de la o acțiune la o altă acțiune. Spre exemplu, am dat exemplu cel mai simplu. Folosim fotografii culese de la un meeting desfășurat acum 2 ani, să zicem, un conflict între participanți și forțele de ordine, pentru a ilustra un meeting de acum 2 zile, care a fost absolut pașnic și așa mai departe. Fără a preciza în sub fotografie
fotoarhivă din data de, sau mai știu eu ce. Nu în ultimul rând putem întâlni informațiile false sub ceea ce denumim impostură. Atunci când se folosesc pseudonime aproape identice cu numele unor experți în domeniu sau cu logo-uri foarte asemănătoare cu cele ale unor publicații celebre. Pentru că, și voi reveni aici, deși acuzăm de multe ori mass media, presa tradițională de dezinformare, în realitate cele mai multe dezinformări sunt circulate pe site-urile din social media. Dar cei care le provează sunt conștienți că impactul, oricum ar fi, mare este cel al presei tradiționale. Și atunci încearcă și veți găsi site-uri, doi cevele, dar scris fără el la coadă, sau cu un L în plus, sau New York Times scris cu un T mic în altă parte, sau cu... Deci, schimbări pe care de multe ori nu le sesizăm pentru că avem impresia că știm despre ce e vorba. Dacă am văzut acolo că începe cu New York, nu mai ne uităm dacă e Times sau doar Time. Și preluăm, am citit eu. Mediile digitale par într-adevăr că am făcut timp de la el, se pună în pericol relația tradițională dintre adevăr și încredere. Volumul foarte mare de informații de astăzi ne blochează de multe ori. Ne împiedică să mai fim în măsură să stabilim în care din informații să avem încredere. Vă spun din experiența activității anterioare. Căutam informații. Este o curbă crescătoare în cumulul de informații pentru înțelegerea unei situații. Dar există totdeauna un punct de la care mai multă informație blochează. Deci informația te ajută pe măsură ce este mai multă, dar până la un punct. Și abilitatea, experiența este cea care îți spune până unde să aștepți adunarea de informații, cumulul de informații și să o procesezi, să o interpretezi, să-i dai valoare, astfel încât să aibă relevanță pentru beneficiar. Dacă aștepți la nesfârșit, din ce afli mai mult, din aia vei avea mai multe dubii și nu vei mai putea face nimic. E, astăzi, ce spunea, mediile digitale pun în pericol relația de adevăr și încredere, pentru că ne oferă atâta informație, mult peste ceea ce avem nevoie pentru a face o concluzie, încât nu mai știm cum și când să ne oprim. Revenind la actualitatea conceptului de manipulare și dezinformare, urmare a reactivării termenului de fake news, nu se datorează unor elemente de noutate apărute în principiile de bază ale dezinformării, manipulării și așa mai departe, ci este o consecință a revoluției IT. Și asta știți ce ați auzit tot timpul, care a modificat două aspecte. Unul, viteza de răspândire a unei informații, care este extrem de mare, nu poate fi cuantificată, și doi, este vorba despre accesibilitatea informației. Oricine poate să preia, să primească informația. În mod evident, fenomenul de fake news a primit un imbold odată cu dezvoltarea, un imbold uriaș odată cu dezvoltarea canalelor de comunicare digitale și dezvoltării social media. Pentru că în acest mod, odată, informația circulă mult mai repede, poate fi accesată de mult mai multe persoane, poate fi controlată și eventual restricționată mult mai greu, pentru că este un domeniu nereglementat și de multe ori se confundă cu abuzul și cu atentatul la liberă exprimare, încercarea de a controla, de a restricționa și așa mai departe, uneori justificat. Și mai e ceva. În mod ironic, trăim într-o epocă a democrației. Până și fake news-ul reprezintă expresia democratizării procesului de informare. Astăzi, oricine poate să fie un generator și un distribuitor de informație. Nu mai trebuie să fii jurnalist, nu mai trebuie să fii politician. Nu? Poți să fii orice și oricine. Ai acces la un terminal, poți să pui orice informație. Dacă ești suficient de talentat
Și mai ai și niște deprinderi tehnice să folosești niște hachițe cu suficientă abilitate sau să descarci niște aplicații care te ajută să te popularizezi rapid, cu 40 de lei îți garantează că vei avea până la 2000 de accesări în nu știu câte ore. Poți să devii o sursă de informare. De informare falsă de multe ori, dar democrația se regăsește și în acest domeniu. La aceste elemente se mai adaugă unul, aș insista eu. Unul pe care îl neglijăm câteodată. De câte ori citind o informație, ați avut impresia că vi se potrivește mânușă. Că este exact ce căutați, fără să fi gândit vreodată că asta căutați. Că răspunde unei nevoi pe care nu ați exprimat-o. Uite, bă, informația asta. Hai că este interesantă. Extraordinar. Cum e posibil acest lucru? De ce se întâmplă tot mai des? Întreb pentru ca să vă răspund, pentru că îmi dă o satisfacție să răspund, pentru că eu sper ca prin răspuns să vă alertez un pic. Răspunsul stă în liberul arbitru. Mai degrabă, în aparența liberului arbitru. Aparența în ziua de astăzi a liberului arbitru. Liberul arbitru perceput ca fiind presupunerea că dumneavoastră și doar dumneavoastră sunteți cel care aveți acces la lumea dumneavoastră interioară. La amalgamul de sentimente, de trăiri care vă fundamentează deciziile și pașii pe care îi urmați. Ei bine, poate că așa a fost până la apariția internetului, până la Michael Kosinski. Vă zice ceva acest nume? Michael Kosinski? Era un tânăr polonez, este foarte cunoscut, o persoană foarte bine pregătită și de o înaltă moralitate, care s-a opus, nu asta a urmărit el, să ajunge la aproape anularea liberului arbitru. Dar el este cel care în 2016, în urma unor experimente, studii făcute în baza unei aplicații pe care a dezvoltat-o el, pentru cei interesați o puteți găsi, My Personality se numește, care integra niște modalități de cercetare sociometrică, a ajuns la niște concluzii extrem de interesante, care au șocat atunci când le-a prezentat. Deci în 2012 el a arătat în baza concluziilor că studiind 60 de like-uri ale unei persoane pe Facebook, el poate spune cu o precizie de 98% culoarea pielii acelei persoane, 88% orientarea sexuală a acelei persoane și 85% orientarea politică a acelei persoane, de stânga sau de dreapta. Nu numai că a afirmat, a făcut și dovada. Și așa era. Și poate că ar fi fost dacă se oprea aici, la orientare sexuală, culoarea pielii și orientare politică generală. Dar au continuat studiile. Și a arătat că, în numai câțiva ani, din 10 like-uri, cineva care are acces la ele, cu sau fără acordul dumneavoastră, știți că nu mai e nevoie de mult, vă poate cunoaște mai bine decât colegii dumneavoastră de muncă. Din 70 de like-uri, vă poate cunoaște mai bine decât prietenii dumneavoastră. Din 150 de like-uri depășesc, prin ceea ce știu despre dumneavoastră, ce cunosc părinții dumneavoastră despre dumneavoastră. Din 300 de like-uri mai mult decât cunoaște partenerul dumneavoastră de viață. Iar de la 300 în sus, și vă rog să înțelegeți corect ce urmează, vă cunoaște mai bine decât vă cunoașteți dumneavoastră. Adică anticipează corect cum veți reacționa în situații în care încă n-ați fost pus. Cum veți reacționa la o anumită informație? În acest fel, pentru cei care urmăresc manipularea, liberul arbitru nu mai există. Ei lucrează cu subconștientul dumneavoastră. Atunci când sunteți ținta unei campanii de dezinformare sau de manipulare, nu aveți nicio șansă. Și aici mai este o problemă care, cu cât suntem mai sensibili, mai
inteligenți, mai dispuși să intrăm într-o polemică cu cineva, să căutăm argumente, cu atât suntem câteodată mai vulnerabili. O persoană mai rudimentară, mai nepregătită, supusă unei campanii, o să spună, bine, mă las să mă pace. Persoana educată încearcă să înțeleagă de ce îi vine informația. Caută argumente și, în mod paradoxal, asta lucrează împotriva lui și în favoarea manipulatorului de foarte multe ori. În plus față de asta, ca să nu închei, ceea ce vreau să spun este că, în mod paradoxal, cu cât oamenii cred mai mult în liberul arbitru, cu atât sunt mai vulnerabili. Ca să închei ce spuneam mai devreme. Pentru că le va fi foarte greu să accepte posibilitatea ca gândurile, intențiile, acțiunile intenționate sau inacțiunile lor, motivația pentru inacțiuni, să nu le aparțină. Să fi fost determinate de altcineva care a citit deja mecanismele prin care funcționează. Dar, depășind acest lucru, mai este un element care ne face să ne aplecăm către informația falsă. În 99% din cazuri, informația falsă este gratuită. Iar noi începem să vânăm ce e gratuit. Dacă atunci când vine vorba de alimente, de haine, de autoturisme, de instrumentele pe care le folosim în activitate fiecare, căutăm de regulă originalul și suntem de acord că trebuie să plătim ca să obținem originalul. Nu mergem la magazin și întrebăm niște parize false, ai? Nu căutăm o pereche de pantofi, spunem, dar e falsă, nu? Adică e mai ieftină. Nu. Spunem, dom'le, dar e otăr, nu? Adică știm ce căutăm. Când vine vorba de informație, nu știu de ce nu facem același lucru. De ce căutăm informația falsă? E aproape, la un click, și nu ne costă nimic. Și o căutăm și o citim. Și spunem, las că până la urmă știu eu să fac selecția. Nu mai știm. La un moment încolo suntem copleșiți și devenim captivi ei. Cine sunt autorii știrilor false? De cele mai multe ori ne gândim la serviciile secrete, mulțumesc, la politicienii corupți, la jurnaliști, la bloggerii plătiți, așa mai departe. De fapt, la știrea falsă contribuim toți. Contribuim toți, chiar dacă nu le concepem noi, prin distribuire, prin sharing, le dăm mai departe. Și practic ne regăsim cu toți. Un amendament pentru guverne. Guvernele corupte sunt cele care țipă cel mai puternic împotriva informațiilor false. Țipă și acuză că sunt victimele unor informații false pentru că e cea mai bună apărare. Pentru a lansa la rândul lor informații false. Cine i-ar crede pe ei că lansează informații false dacă ei sunt cei care au atras atenția? Și am avut și noi acum vreo 3 guverne pe cineva care țipa tot timpul informații false, suntem atacați de informații false și așa mai departe. Nu are rost să insistăm foarte mult pe motivația informației false, pentru că de regulă sunt subînțelese. Sunt fie pecuniare, că ele se traduc în număr de like-uri, de accesări care se compensează în publicitate și la mai departe, că îți aduc un venit direct printr-un contract cu un producător de ceva, că lucrezi pentru unul sau altul. Da, sunt interese pecuniare. Am avut zile trecute, am dat un interviu pentru TVR Cluj și eram întrebat dacă există fermele de troli, spre exemplu, și ce îi motivează. Și răspunsul era implicit. Chiar aveți această nedumerire dacă există? Păi vorbim noi în România despre, nu spunem ferme, că nu avem obiceiul ăsta, dar spunem echipele de postaci. Echipă de postat înseamnă tot ca în fermă de troli și lucrează pentru bani și lansează știri false, compromit, lansează informații cu rea intenție, așa cum spuneam, informații truncheate, generează like-uri și așa mai departe. Deci, interesul pecuniar sau, cum se întâmplă câteodată, poate să fie și un interes ideologic. Poate să pot fi și situații în care avem ca bază, interesul ideologic.
Da. Cum funcționează știrea falsă și de ce se fixează în mintea noastră? Vă spuneam, știrea falsă prinde odată în acest context în care suntem în suprasarcină. Excesul de informație ne face să nu mai avem discernământ. Și atunci atenția noastră rămâne focalizată pe știrile cele mai interesante, cele mai spumoase, cele mai spectaculoase, care sar în ochi. Și așa cum știți toți, știrea falsă așa este. Știrile reale nu sunt cu artificii. De multe ori sunt anticipabile, nu te lasă cu gura căscată. Știrile false sunt cele care sar în ochi și îți rămân cumva pe memorie. Deci, suntem atrași pe acest fond pe care nu mai avem discernământ. Suntem atrași de știrile false pentru că picăm captivi unor bule de informare, pentru că am obosit în această epocă să intrăm în conflict și atunci căutăm să evităm opiniile divergente, nu mai căutăm informări alternative. Nu ne mai uităm. Dacă suntem pro ceva, nu căutăm și informații anti acel ceva, ca să ne echilibrăm, să avem opinii alternative. Rămânem pe pro pentru că așa ne-am setat și căutăm doar informații pro. Mediul virtual, internetul ne bagă într-o bulă și la un moment dat avem convingerea că toată lumea din jurul nostru gândește ca și noi. Face o selecție pentru noi și rămânem captivi acelor informații. Informația falsă funcționează și pe baza mecanismului de atribuire eronată. De foarte multe ori putem prelua lucruri din memorie, lucruri care s-au fixat în memorie, dar nu mai știm de unde provin. De câte ori ați auzit pe cineva spunându-vă, am auzit eu că, și urmează o informație, nu mi-aduc aminte de unde. Acest mecanism funcționează publicitatea comercială până la urmă. Venit într-un magazin, vezi un produs, se pare extrem de familiar, îl cumperi pentru că ai impresia că cineva ți-a spus că e foarte bun. Nu ți-aduce aminte că e vorba de o reclamă pe care ai văzut-o seară de seară la televizor. Așa funcționează și cu aceste știri spectaculoase. Chiar dacă atunci când ai citit-o, ți s-a părut că e ceva ciudat la ea, memoria o aduce și nu mai ții minte de unde anume a recuperat-o. Din acest punct de vedere, oamenii cu creativitate ridicată sunt extrem de vulnerabili, pentru că ei fac o asociere foarte rapidă între imagini și cuvinte. Și se fixează foarte bine în memoria lor. Iar memoria, din păcate, e un mecanism care funcționează părtinitor. Ne-ar place tuturor să ne gândim la memoria noastră ca la un arhivist, cineva cu mânecuțe care stă undeva într-un bunker foarte bine izolat, are în față vișiere cu sertare, cu amintiri, cu memorii și le monitorizează și le aranjează zi de zi, fiind foarte atent ca ele să fie exacte și plasate acolo unde trebuie. Probabil că ar fi frumos și obositor. Pentru că, de fapt, memoria noastră, dacă vrem să o asociem cu ceva, trebuie asociată nu cu un arhivist, ci mai degrabă cu un povestitor. Un povestitor a cărui atenție nu-i focalizată pe exactitatea poveștii, cât este pe fluența ei, pe frumusețea ei. Cam așa funcționează memoria, care pe parcurs elimină asperitățile și reține ceea ce îi consolidează convingerile preexistente. Iar creierul nostru este programat, practic, să plece la premisa că lucrurile care credem provin de la surse de încredere. Deci funcționează invers. Nu sursa de încredere consolidează informația, ci informația, dacă ne place, consolidează sursa. Plus că mai este și acest lucru. Știrea falsă, așa cum vă spuneam despre liberul arbitru, este concepută ca să ne atragă atenția. Repet, deosebire de știrea reală, care poate să fie banală, ternă, cea falsă e gândită să ne iasă în evidență, să ne atragă atenția. Știrea falsă se adresează în mod evident emoționalului din noi. De regulă, a doua zi, când apare disclaimerul, când apar scuzele, acestea se adresează raționalului. De aceea, de regulă, câștigă știrea falsă și nu anunțul de-a doua zi care spune regretăm, dar informația nu a fost corectă. Zilele trecute, o televiziune
de la noi a preluat o informație. 720 de români au fost vaccinați cu serul greșit. Asta era informația. Această informație puternic emoțională, mai ales în acest moment, care venea să convingă pe foarte mulți că e ceva în neregulă cu procesul acesta cu al treilea vaccin, a fost preluată de o altă televiziune de succes și de un site de știri iarăși foarte popular. Deci trei vectori media au preluat această știre. Până seara, doi dintre ei au dat dezmințire. Câți au citit dezmințirea? Pentru că dezmințirea era aproape plictisitoare. Din păcate, explica cineva de la Consiliul Național pentru Vaccinări, s-a făcut o evaluare greșită și jurnaliștii n-au înțeles că cifra nu se referea la, ci la, și era vorba de scădeți din pe și adunați pe cu pe. Deci era o dezmințire care se adresa logicului și raționalului, în timp ce știrea greșită se adresa direct emoționalului. A generat o reacție de indignare, de furie, care rămâne cu noi, chiar dacă ai citit dezmințirea. Dacă ai citit-o, câți au citit-o, câți au pierdut vremea să caute o dezmințire. Pentru că apare imediat chestia aia și asta se cuantifică și la guvernanți și încrederea în autorități. Ăștia mint și au dat seama, le-a scăpat prima dată. Noi generăm mecanisme care se consolideze ulterior. Haideți să vedem puțin. Plec de la, din start de la a vă spune că nu există niciun mecanism pentru a oferi de țiri sursele de știrile false. Fiecare dintre dumneavoastră, luat ca țintă individuală de o persoană calificată, poate fi o victimă. Dar sunt elemente, atunci când nu sunteți vizat individual, care vă pot ajuta să vă descurcați în acest hățiș. În primul rând, aveți încredere în intuiția dumneavoastră. Atunci când găsiți o informație care mi se pare că e prea bună ca să fie adevărată sau prea spectaculoasă sau prea ciudată, probabil că așa este, e prea bună, prea spectaculoasă sau prea ciudată, opriți-vă o clipă, aveți încredere în intuiție și întorceți-vă către o documentare minimală. Dați-vă credit, îl meritați. Vă spuneam mai devreme, a doua formă, avem tendința să credem că procesăm informațiile rațional. De fapt, noi le procesăm emoțional, în primul rând. Încercați să vă opriți, să depășiți momentul, 720 de români au fost vaccinați într-o singură zi cu vaccinul greșit, și puneți-vă niște întrebări cu adevărat raționale, deși aveți impresia că ați procesat rațional. Dom'le, ce ar însemna asta? Ce cadre medicale? Cine ar fi făcut așa ceva? Cât se întâmplă? Depășiți momentul de emoție. Uitați-vă atent la site-ul care, de unde provine povestea. Este cunoscut? A mai avut știri pe același profil? E prima dată când abordează tema? Este menționat de alții? Este citat? În ce măsură vă este familiar? Și pentru că vorbim de site-ul de unde vine problema, nu confundați pe cel pe care v-a dat informația cu sursa informației. Ea poate a fost preluată de prieten, de frate, de părinți, de undeva. E greșit a spune, mi-a spus mie fratele meu, nu putea să mă mintă. Nu, dar de unde are el informația? Deci nu faceți confuzie între cel de la care a primit informația și sursa informației. Încercați să mergeți mai departe. Aveți grijă la fotografiile care însoțesc informațiile. Multe dintre ele sunt photoshopate. Există programe, aplicații speciale care vă permit să regăsiți fotografie și vă spun dacă a mai fost folosită, în ce context a fost folosită și așa mai departe. Verificați dacă informația pe care a citit-o apare și pe alte site-uri. Feriți-vă de impostură, ce vă spuneam mai devreme, de cei care folosesc nume similare cu cele a unor personalități cunoscute,
așa mai departe. Învățați să verificați informațiile pe internet. Nu le luați. Îmi spunea cineva zilele trecute, uite domne, dezbaterea aceasta cu vaccinurile, cu pandemia. Uite ce spune un medic din ea și dădea numele unei doamne. Era foarte dramatic ce prezentat. Luat după net o informație. L-am întrebat, ai verificat dacă doamna există? Nu exista nici spitalul în Iași. Dar câți se uită să verifice? Pentru că era un nume și un număr de spital. Spitalul, numărul din Iași. Iar informația era deja distribuită de câteva ori. Minime verificări vă pot ajuta să vă protejați de informația falsă. Există și alte elemente care pot să vă ajute să vă feriți de informații false. Dar acestea sunt erori în tipărire. Atenție! De multe ori se întâmplă erori, se folosesc doar litere mari și așa mai departe. Feriți-vă de informațiile însemnate de site-uri care vă duc dintr-unul într-altul și vă asaltează de reclame între timp. Iarăși, este clar că e vorba despre altceva. Dar oricâte rețete v-aș da, nimic nu vă garantează imunitatea la știri false, ca să ne înțelegem. Mai este ceva ce las înspre coadă. Este vorba de gândirea critică a fiecăruia dintre noi. Dincolo de teorie, cu gândirea critică și cu gândirea instinctivă, automată, pe care o folosim. Gândirea critică reprezintă un proces prin care încercați să validați, să înțelegeți parcursul unei informații de la premise la concluzii. Gândirea critică e un proces care vă poate scuti de foarte multe lucruri. Gândirea automată este cea care ne învață să respirăm fără să spunem inspire, expire, inspire, expire, sau să mergem fără să spunem stângul, dreptul, stângul, dreptul. Asta e gândirea automată. Gândirea automată care ne permite cu un consum minim de energie să ne ocupăm de alte probleme. E gândirea care a ajutat pe omul de Neandertal să se apere de animale pentru că a putut să vadă alte semne de alertă fără să fie focalizat pe câteva lucruri. Gândirea critică, spre deosebire de cea instinctivă, este puternic consumatoare de resursă, de energie. Nu putem să o menținem pe termen lung. Capacitatea fiecăruia dintre noi de a menține activă gândirea critică face și diferența dintre noi de multe ori, ca indivizi. Cei care pot să-și mențină, au resurse să-și mențină activă gândirea critică pentru o durată mai mare de timp, sunt mai eficienți și mai greu de dezinformat, dacă asta este obiectivul, decât cei care au o capacitate redusă. Asta e știrea proastă. Știrea bună este că gândirea critică poate fi antrenată. Deci putem și există exerciții, teme, pregătiri pentru dezvoltarea și antrenarea gândirii critice. Ca să îmbinăm gândirea critică cu apărarea împotriva știrilor false, cercetătorii de la Cambridge, cine altul decât cercetătorii de la Cambridge, despre care facem atâtea glume, cercetătorii de la Cambridge au dezvoltat un joc online. Căutați-l, rețineți-l și căutați-l, Bad News se numește, care vă oferă o situație ipotetică în care sunteți un generator de știri false. Și vă explică gradual toate mecanismele prin care se generează și se distribuie știrile false, de la polarizare, invocarea emoțiilor, răspândirea teoriei conspirațiilor, trollingul online și așa mai departe, vă pune în postura unui magnat de presă care generează știri false, în felul acesta făcându-vă să înțelegeți care e mecanismul și să vă apărați cu mai multă ușurință. E un joc interesant, merită văzut pentru cei care sunt interesați, pentru cei care vor să-l întâlnească, să-l studieze, să-l... Vă ia cam două ore să-l faceți de la un cap la altul. De ce am menționat acest joc? Pentru că apărarea de asaltul știrilor false funcționează pe exact aceeași mecanism ca și fitness-ul. Dacă faceți gimnastică într-o dimineață, nu vă veți ține silueta. Trebuie să faceți în fiecare dimineață. Ce înseamnă? Înseamnă educație. Înseamnă pregătire permanentă pentru a vă apăra împotriva știrilor false.
Aș citit sondaje, ați văzut cumva, știți, cineva dumneavoastră care e țara cea mai bine protejată? Există un sondaj în acest sens, împotriva știrilor false din Europa? Finlanda, conform statisticilor. De ce? Finlanda începe din școala primară pregătirea copiilor pentru protecția împotriva știrilor false. Într-o formă adaptată vârstei lor, îi învață cu minciuna, îi învață să înțeleagă de ce minte cineva, cum recunoști o minciună, îi stimulează să inventeze minciuni pentru ca ceilalți să le demonteze și pe măsură ce avansează în școală, procesul de învățare este tot mai complex. De aceea spun că nu e o întâmplare că acest stat, care a introdus cu ani în urmă această tematică în programa de educație a copiilor, este cea mai bine protejată împotriva știrilor false din Europa. Poate că ar trebui să vedem și noi care este efectul știrilor false. Nu putem clasifica știrile false după conținut. Efectul lor poate fi gravitatea lor poate fi stabilită după efecte, după impact. Așa cum vă spuneam la început, poate să fie ca impact al unei știri false, un zâmbet, o grimasă, sau lucruri extrem, extrem de grave. Să nu uităm, vă spuneam, o știre falsă în SUA, tradusă în scandalul Pizzagate, dacă vă spune ceva, o știre falsă lansată în campania electorală din SUA și cu o tentă de umor despre o rețea de prostituție pentru copii coordonată prin intermediul unei pizzerii de Hillary Clinton. Asta era informația. E bine, cât de ciudat sună, ea a fost crezută. Și a fost o persoană care s-a înarmat cu o pușcă în baza acestei informații, a intrat în pizzerie și a deschis foc asupra clienților pentru a pune capăt traficului cu copii. De asta spun, e foarte greu să cuantifici informația falsă altfel decât după impact. Iar impactul poate să apară nu pe moment, ci după ani de zile. Aproape că nici nu mai faci legătura cu informația inițială. Ea a avut o viață, a ei a circulat și când ajunge să afecteze pe cineva, nici măcar nu mai știi de unde a plecat. Vorbeam despre știrile false și spuneam noi știrile false, fake news și mass media. De ce mass media? Am mai spus că, în mod clar, mult mai multe știri false ne vin din social media decât din mass media. Mass media fiind definită ca media tradițională, presa tradițională. Care e diferența, de fapt, între mass media și social media? Social media este mediul pe care putem posta fiecare dintre noi. În principiu, mass media este cel gestionat de jurnaliști. Ceea ce presupune, cel puțin la nivel teoretic, o calificare în a recunoaște o informație, o pregătire care îi permite să deceleze între una și alta și potențialul lor impact, un angajament că se află în sursa adevărului, în slujba adevărului, din partea jurnalistului, un cod deontologic. Deci există o serie de mecanisme care te fac să pleci de la premiza că mass media este aici ca să ne protejeze, să ne informeze corect. Accidente sunt, v-am dat exemple de mass media, dar în principiu aceasta este. Problema este că mass media interferează tot mai frecvent în zilele noastre cu social media. Interferează pentru că mass media trebuie să satisfacă nevoia de câștig a patronului, care insistă să aibă audiență cât mai mare cu orice preț de multe ori și până la urmă este pusă în postura de a prelua știri false, chiar și dacă le preia doar pentru a le ironiza sau a le combate. Efectul parciva, ce vă spuneam mai devreme, memoria selectivă și părtinitoare, este că în final tu rămâi cu ideea că am citit și în New York Times, ca să nu mă refer la publicații autohtone, am citit și acolo informația asta. Nu mai ții minte că ai citit-o
cu precizarea că este o informație falsă sau că nimeni n-a putut să ofere date care să susțină acea informație. Mai este un motiv pentru care apar în mass media asemenea știri false. Politicienii, vedetele, au renunțat să mai meargă neapărat pe mass media sau au dificultăți în a fi acceptat și atunci se exprimă direct pe social media. De multe ori vedeți ce se întâmplă la noi, aproape confundând transparența cu exhibiționismul. Până la ridicol se merge. Iar mass media se vede obligată să preia din social media, pentru că vorbim de persoane care ne pot influența viața. În principiu, mass media ar trebui privită ca un instrument, un aliat în lupta împotriva informației false. Rămâne ca și ea să vrea acest lucru. Să țină cont de codul deontologic, de misiunea pe care o are, dar ea trebuie privită ca un aliat. Să știți că de asta și cei care lansează știrile false caută să atragă mass media de partea lor cumva, să fie preluați, pentru că sunt conștienți că impactul acestei este mult mai mare și pot influența mult mai multe persoane, chiar dacă pătrund în medii mai puține. Da. Deci, scopul scurtei mele prezentări nu este să vă prezint un punct de vedere pe care să vă impun, nu trebuie să fim de acord pe ceva anume. Eu sunt bucuros dacă prin această prezentare v-am stimulat câteva întrebări pe care să vi le puneți, să vă gândiți de câte ori am fost în situația de a prelua informații false, cum am reacționat, ce ar fi trebuit să fac și ce pot să fac de acum înainte ca să mă feresc. Este foarte greu de prognozat încotro ne îndreptăm. În 2018, Parlamentul European a dezbătut tema știrilor false. Concluzia dezbaterilor în Parlamentul European a fost, și o să o citez, având în vedere acest nou pericol de dezinformare reprezentat de fenomenul fake news, pentru binele vostru al cetățenilor europeni, s-ar putea să trebuiască să reglementăm libertatea de exprimare. Nu s-a trecut, dar a fost o concluzie a dezbaterilor. Dacă ne gândim că unul dintre principalele reproșuri aduse regimurilor comuniste în Europa, înainte de revoluțiile din anii 90-80, era îngrădirea libertății de exprimare, sună foarte ciudat ca în 2018, ca răspuns la amenințarea creată de fake news, să se pună chiar și generic întrebarea într-un for european dacă nu cumva trebuie să niște mecanisme de limitare a libertății de exprimare. Atâta vreme cât libertatea de exprimare începe să amenințe viața, sănătatea unora sau altora, poate că trebuie gândit și așa. Și atunci trebuie să înțelegem că avem nevoie să ne apărăm noi mai întâi, după aceea să cerem altora să ne apere. Vă mulțumesc! Eu m-aș opri aici. Dacă mai sunt alte elemente, vă rog. Cristian Banu, ziarul Alba 24, vă pun o întrebare și dacă puteți să reduci din poziția de post directorul adjunct SIE. Avem două pandemii, două epidemii, cea de coronavirus și cea și o epidemie de fake news. Considerați că fake news-ul care este în România are elementele unei acțiuni cultivate? Da, se vorbește de pandemie și infodemie. Și nu se vorbește doar în România. L-am citat acum pe directorul Organizației Mondiale a Sănătății, OMS, care a spus, poate mai gravă decât pandemia, este infodemia, pandemia de informații false, care blochează în foarte mare măsură reacția noastră la virus. Este
preluată într-o bună măsură din exterior, pentru că nu suntem, nu există granițe în circulația informației. Dar nu exteriorul este vinovat de reacțiile noastre la aceste acțiuni din exterior. Deci informația e lansată nu neapărat special pentru România. Reacția românească însă are anumite specificități. Adică dacă informația falsă circulată a fost că, atenție, vaccinul cauzează sterilitate, specificul românesc a fost cel care s-a tradus în vaccinul cauzează sterilitate pentru 3 generații. Eu nu pot să-mi explic ce înseamnă sterilitate pentru 3 generații, pentru că e o chestie ilogică. Dacă ești steril, ești steril. Nu poți să fii 2 generații sau 3 generații, nu mai ești. Dar ăsta a fost punctul românesc. Eu nu cred că cei de afară care au lansat această informație s-au gândit că noi o să venim cu această completare. Da, suntem prinși în campania mondială de dezinformare, dar nu neapărat ca o țintă predilectă în România. Autoritățile statului și-au făcut treaba la combate fake news în România? Mă refer la fake news strict pe pandemia de coronavirus. Nu. Și-au făcut, au încercat să o facă, dar și-au făcut-o atât de neprofesionist încât au amplificat. Au reacționat disproporționat, inconstant, nu cu o pregătire corespunzătoare, de care comunicarea a fost defectuoasă în salturi și lipsă de credibilitate. Nu știu de ce nu au folosit, pentru că există sociologi, psihologi bine pregătiți, care să poată să-i ajute să construiască un răspuns coerent, care să acopere nevoia de informare pe categorii sociale. Nu poți să ai răspunsuri uniforme prin toată lumea, că nu toată lumea are aceeași putere de înțelegere. Deci, ca demers în sine l-au făcut, pentru că ați văzut că se iese frecvent și se răspunde. Dar răspunsurile au fost lătrate. Au fost certuri, au fost rigle peste mână, ne dădea pe vremuri învățătoarea, cum mă scuzam, nu sunt mai în vârstă, am prins perioada când aveau voie să ne bată peste palmă. Da, deci au încercat să-și facă datoria, dar atunci când îți faci datoria prost, e ca și cum ți-o faci. Câteodată mă întreb dacă nu e mai bine să nu și-o facă, dar asta este cu totul altceva. Adică nu vreau să intru într-o zonă politică a discursului, pentru că acțiunea noastră are alte conotații. Vă rog. Mai am eu o întrebare, dacă se... Vă rog. Da, nu cum mă numesc. Există o strategie la nivelul României pentru a pregăti oarecum populația pentru combaterea știrilor false? Americanii, spre exemplu, au o strategie în acest sens și merge de la câțiva ani până la 50 de ani, mână în mână cu strategia de apărare. Știi ce se întâmplă? Și când s-a încercat, în forme total neinspirate. Dacă țineți minte, în 2010 a fost o dezbatere în presă și în societate foarte aprinsă pe includerea, așa s-a preluat de populație, pe includerea presei în amenințări la adresa Securității Naționale, în Strategia Națională de Securitate, în 2010. La momentul respectiv, ce se voia de fapt era tocmai o campanie împotriva fake news-urilor, pentru că la momentul respectiv social media în România era mai puțin răspândită și zvonurile și știrile false veneau în principal în zona mass media. Strategia de securitate care a generat atâtea dezbateri nu vorbea despre presă. Asta a fost modul în care a fost preluată ea de populație. Vorbea despre campanii de presă. Și se referea cumva într-un mod neinspirat și ca formulare și ca explicații la aceste știri false. Era o tentativă de a face ceva în acest sens, dar așa cum vă spuneam mai devreme, răspundeam colegului dumneavoastră, dacă faci ceva prost, mai bine nu-l faci. Dacă te apuci de ceva și nu reușești să găsești formula, nu o calculezi, pentru că țineți minte, atunci a ieșuat tot într-o dezbatere pe cu totul alte teme, foarte virulentă, foarte plină de furie de toate părțile, nimeni n-a mai ascultat argumente și până la urmă s-a renunțat. Nu am cunoștință în acest moment de un program, dar nu trebuie să știu eu, s-ar putea să fie și să nu știm. Să sperăm că știu cel care îl au de combaterea știrilor false. Mă întreba
cineva, mă spuneam că am avut o întâlnire cu un jurnalist și m-a întrebat despre cum protejăm demnitarul român de știrile false. Demnitarul român, în general, este beneficiar de informații care vin de la structuri specializate care au exercițiu și obligația de a verifica informația. Dincolo de asta, demnitarul român are de regulă cabinetul demnitarului, care are echipă de consilieri care au această funcție de a-l asista în procesul de documentare și informare, cu condiția ca demnitarul român să-și aleagă consilierii pe criterii profesionale, nu pe criterii de rubedenii, de nepoți, de favoriți, de vecini și așa mai departe. Și aici mi-am adus aminte de un ministru al sănătății care, în perioada pandemiei, luase drept consilier pe un profesor universitar de sănătate publică. Mi s-a părut extrem de inspirat acest lucru. Un profesor de la Babeș-Bolyai, profesor universitar de sănătate publică. Profesorul care și-a dat demisia după 2 luni pentru că n-a fost întrebat absolut nimic de cel care l-a luat consilier. Iar mi s-a părut relevant apropo de ce înseamnă informarea și cum ne apărăm. Adică poți să faci un program de pregătire, dar trebuie să vrea și omul să fie acolo, să te asculte, să folosească pârghiile. Avem pârghii. Vă mulțumesc! Mulțumim noi, domnule general. A spus la început de mulțumiri, dar cu adevărat trebuie să vă acordăm toate mulțumirile noastre și vă așteptăm cât de curând cu o altă conferință la Alba Iulia. Mulțumim! Vă mulțumesc foarte mult!